mașină de poliție care staționează ala-ndala, ocupând o bandă de circulație fix în fața secției de poliție numărul 22. Deci nu e în misiune, să zic, că are vreo treabă. Dar nu are unde parca. Locurile de parcare rezervate sunt ocupate probabil de mașinile private ale polițiștilor. Așa că și ambulanța stă în mijlocul străzii și auto specială de poliție. Și încă e cu motorul pornit. Poluiază ca să se îngălzească polițistul. Stai că pleacă. Nu, nu pleacă. Se joacă cu pedalele. Telefonul și cu masca pe barbă. Spuneți. De ce stați cu motorul pornit și încă parcat în loc neregulamentar? Neregulamentar? Păi voi să parchezi așa pe o bandă de acces, acolo rămâne doar pe mijlocul drumului trecere. Ia uitați-vă cum trece săraca mașină, intrând pe contrasens. Parcarea secției, domnule. Parcarea secției pe o bandă de circulație? Și ăsta din Olt a parcat greșit și mașina poliției a parcat greșit. Cred că v-am ajutat când am intrat în Bacău, că dumneavoastră găsim motive doar de șicară cu poliția. M-ați ajutat că era obligația dumneavoastră de serviciu, nu mi-ați făcut o favoare. Da, acum vă critic pentru că încălcați legea. Atunci v-am lăudat pentru că ați... Căutați senzațional un fapt minor. E minor, dar e important. Dacă poliția parchează oriunde, ce să facă ceilalți șoferi? El m-a ajutat și a făcut datoria de polițist și a trebuit să-i fiu recunoscător și să-i iert toate ilegalitățile. V-am ajutat atunci când am venit la Kaufland. N-are treabă, pentru asta ai fost plătit, tovarășe.